bun găsit la un nou jurnal cultural. Deja se simt pregătirile pentru acest final de săptămână, dar și de lună, pentru a aduce un public cât mai numeros și mai variat către evenimentele culturale. Astfel, primul târg de artă din București a avut avanpremiera astăzi la Romae Robăneasa. Manifestarea se anunță a fi una de anvergură, iar organizatorii ne promit că vom putea vedea și achiziționa lucrări de artă ce se înscriu în ultimele tendințe ale artei contemporane. MOBU 2023 este prima ediție a Târgului Internațional de Artă al Bucureștiului, eveniment ce va avea loc în perioada 19-28 mai 2023 la Romae Robăneasa. Suntem chiar acum în hangarul Romaero, pe care îl transformăm timp de 10 zile în perioada 19-28 mai 2023 în spațiu expozițional. Vorbim despre 5500 de metri pătrați de spațiu expozițional. Vorbim despre 15 galerii de artă contemporană, 10 spații artist run, peste 60 de artiști, doar până în acest moment. Încă suntem deschiși spre acumulare. MOBU a prezentat în avanpremiera presei și a invitațiilor o simeză cu lucrări argumentate virtual, prefigurând experiența simțurilor, formei și conținutului pe care dorește să o ofere atât publicului larg cât și publicului avizat, colecționar, curator, galeriști și artiști. Expozanții confirmați sunt din țară, Uniunea Europeană sau Statele Unite. Am pregătit un program cultural complex, timp de 10 zile veți avea lucruri de văzut la MOBU. Dincolo de expozițiile din standuri, da, care sunt lucrări evident de vânzare, că ne aflăm într-un târg de artă, o să avem o expoziție retrospectivă Daniel Spoeri, prima retrospectivă a acestui artist născut în România și cunoscut în întreaga lume. Pe lângă această expoziție vom mai avea conferințe de artă pe teme la subiect astăzi, cum ar fi arta și inteligența artificială sau piața artei în România și în Europa, și multe performanțe-uri care se vor anunța în calendarul târgului în perioada următoare. MOBU este un eveniment unic și ambițios care transformă Bucureștiul în capitala artei contemporane din regiune, prezentând deopotrivă maeștrii consacrați, invitând publicul să descopere o nouă generație de talente, în special din centrul și estul Europei. L-am invitat alături de noi pe Daniel Kozak pentru a vorbi despre acest târg de artă și despre ce așteptări au organizatorii, dar mai ales ce așteptări ar trebui să aibă cei ce îi vor trece pragul. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Se anunță o primă ediție impresionantă, 5500 de metri pătrați de spațiu expozițional. Cum va arăta această primă ediție? Să sperăm că foarte bine și impresionant. Se desfășoară într-un loc generos ca spațiu, în hangarul Romaero, la Băneasa. Deci va fi loc de multă artă contemporană, vor fi lucrări, așa cum știm, pe pânză, dar și pe alte suporturi, vor fi și lucrări de sculptură, vor fi și instalații. Rămâne să vedem cu ce vor veni galeriile și artiștii care participă. Noi am văzut deja o selecție de lucrări și arată bine. Cum ați gândit acest concept de târg de artă? Trebuie să spun din start că, bineînțeles, ideea principală este de târg internațional de artă, adică există o serie de galerii și grupuri de artiști care doresc să își expună lucrările pentru vânzare publicului de specialitate, dar și publicului general. Și ne-am gândit că în România, în acest moment, arta contemporană are nevoie de mai multă vizibilitate și înțelegere. Și pentru ca să aduce mai aproape și oamenii obișnuiți de un domeniu care poate părea intimidant, e de fapt vorba de un mix de activități. Nu ne-am rezumat doar la activitățile specifice târgurilor de artă. Vor fi mai multe evenimente culturale conexe în cele 10 zile și asta mi se pare că e deja un specific al acestui târg. De obicei, târgurile internaționale de profil din lume se desfășoară între 2 și 4 zile pe parcursul unui weekend. Iată, în România, MOBU vine cu un concept extins, două weekenduri, două ocazii pentru, de exemplu, familie să petreacă. 10 zile. Da, dar avem două weekenduri incluse și atunci toată familia poate să vină în vizită la MOBU și să aibă o experiență împreună, pentru că
Asta este conceptul din spate. Vor exista lucruri interesante și pentru cei care cunosc foarte bine domeniul artei contemporane și pentru cei care de-abia acum se familiarizează. De exemplu, pot să vă spun că va exista un stand pe care colegii mei l-au conceput ca o experiență imersivă cu realitate virtuală, cu realitate augmentată, cu lucrări cu noile tehnologii media, lucruri care sperăm să atragă și publicul tânăr, noua generație, sunt acei tineri și mai tineri, chiar copii, elevi și studenți care sunt deja familiarizați cu noile tehnologii și vor veni să vadă la MOBU lucrări nu doar pe plasmă sau pe ecrane speciale sau cu o cască Oculus sau iată, astăzi, de exemplu, am arătat în avantpremieră câteva lucrări care sunt augmentate. Există niște programe pe baza unui QR code. Lucrarea, care este bidimensională și pe care o putem vedea pe perete, dobândește o nouă dimensiune și chiar în cazul lor le vedem în 3D prin intermediul telefonului mobil. E un accesoriu pe care îl are toată ziua în lumea de astăzi și e una dintre modalitățile prin care vrem să ajungem la toată lumea. Câți artiști și câte galerii s-au înscris? Aproape toate locurile sunt vândute. Noi am pornit la drum cu ideea că vom avea în jur de 30 de galerii înscrise, dar acum spațiul este conceput labirintic, special pentru ca să ai chiar o călătorie la târg. Și ca să răspund la întrebare, în acest moment sunt confirmate peste 15 galerii din România și din străinătate, aproape 10 grupuri de artiști independenți sau artist-run spaces, aceste galerii care sunt conduse de artiști, nu de galeriști. Și în afară de asta mai pot spune că în momentul ăsta estimăm că vor fi aproximativ 60 de artiști, dar lucrurile nu sunt bătute în cuie pentru că și asta cred că e un lucru interesant pentru artiștii din România și din Republica Moldova. Avem un apel deschis prin care invităm artiștii doritori să ne propună lucrări pentru a fi expuse și vândute, să participe la o expoziție de grup care se numește Decolare, Take Off, care are legătură așa în general cu locul în care ne vom afla. Dar, așa cum am spus deja de mai multe ori, această temă nu trebuie interpretată cuvânt cu cuvânt. Nu vorbim de decolarea unui avion în mod necesar, ci vorbim despre decolarea unor idei, despre decolarea unei ocazii, despre această... Și e un proces care se poate repeta de mai multe ori. Adică ne adresăm și unor artiști consacrați, dar și unor artiști la început de drum. Poate să fie primul zbor sau poate să fie un zbor cu repetiție și care are deja o rută bine stabilită și un traseu și o poveste de felul ăsta. Cum credeți că va prinde acest concept la noi în țară? Rămâne să vedem. Cu siguranță această primă ediție este o ediție care în pregătirea, noi deja lucrăm la această idee de aproape un an, se confruntă cu provocările unei ediții Princeps. Adică e greu să convingi pe cineva că tu vrei să faci o treabă serioasă, că vor fi lucruri interesante de văzut, că merită să te asociezi cu această idee. MOBU, nu a auzit nimeni de acest nume, e un nume nou, da? Noi sperăm că mixul de cultură și divertisment pe care îl propunem, perioada generoasă și câteva puncte de referință deosebite, aș zice eu că recuperarea lui Daniel Spoerii printr-o expoziție retrospectivă cu 120 de lucrări ne ajută să înțelegem un artist care este foarte bine cunoscut, face parte din istoria artei contemporane. În schimb, acasă, în România, da, acasă cu ghilimelele de rigoare, Daniel Spoerii este de origine română, dar este de fapt cetățean elvețian care trăiește în Austria și are o vârstă absolut respectabilă, 93 de ani. În aceste zile împlinește și putem să-i urăm la mulți ani. E păcat ca publicul din România să nu îl cunoască și să nu se mândrească așa cum se mândrește cu alte nume de rezonanță în cultura și în artele plastice.
Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vom aduce și noi publicului evenimentele și să sperăm că vă vor trece pragul cât mai mulți oameni. Așteptăm în această ediție. Așteptăm aproape 100.000 dacă vom avea noroc și chiar mai mulți ne vor putea vizita virtual. Invit pe cei care ne urmăresc să consulte detaliile care sunt deja publicate pe pagina noastră de internet mobu.art. Și vă mulțumesc pentru invitație, vă aștept în mai la Mobu. Și noi vom fi acolo și vă mai așteptăm la Jurnalul Cultural. Mulțumesc! Iar noi mergem mai departe. De la arta celor mari la celor mici cu aspirații mari. La Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din Capitală, Ziua Mamei se sărbătorește pe 25 martie. O expoziție de icoane pe sticlă, având ca temă Buna Vestire și un concert coral, au fost propuse publicului de elevii acestei prestigioase școli bucureștene. De 30 de ani, școala Anastasia Popescu constituie o alternativă de top pentru învățământul clasic. Având în centru figura luminoasă a marelui dascăl Anastasia Popescu, cunoscută de cei apropiați drept Mama Sica, școala a crescut an de an și s-a remarcat printr-o înaltă calitate a predării culturii generale, dar și prin proiectele extracurriculare pe care le-a propus an de an. Liceul nostru este nivelul superior al unei structuri care a început acum 30 de ani. Este vorba de grădinițele Arconsiel, la care Mama Sica Anastasia Popescu a fost profesoară de religie. De la an la an lucrurile au crescut și copiii cu care Mama Sica a lucrat ca profesor de religie au format prima clasă, clasa 1 Anastasia Popescu. Sigur că am ajuns la gimnaziu și pe urmă, încet încet, ne-am dorit și nivelul liceal. Am optat pentru pedagogic pentru că eu am un crez, acela de a reîntoarce școlii, ceea ce școala ne-a dăruit. Nu puține sunt personalitățile artistice care au îndrumat pe elevii școlii Anastasia Popescu în proiecte de arte vizuale, teatru și muzică. Doina Parghel a fost invitată să spună copiilor povești la școala unde clasele au nume de domnițe și prinți brâncoveni. Domnița Stanca, prințul Ștefan. Din punct de vedere al invitatei noastre de astăzi, minunata Doina Lavric Parghel, am avut bucuria de a retrăi povestea Maicii Domnului, povestită în grai românesc vechi, o poveste pe care doamna Doina Lavric Parghel ne-a dedicat-o și o dedică mamelor și pe care probabil, sper eu, că o va relua la clasă cu copii, pentru că noi debutăm un curs de povestiri tradiționale. Este un proiect necesar. Lumea s-a schimbat. Și în mod firesc, lumea se schimbă. Mă simt datoare să aduc ceea ce a fost bun odinioară. Să vorbesc despre modelele care mi-au fost mie modele atâta vreme. Dau lecții, sub nicio formă. Eu spun doar povești. Și intenția mea ascunsă este să pun lumea pe gânduri. E greu de trăit fără Dumnezeu. Vremurile sunt nu ușoare. Și cu Dumnezeu e mult mai ușor. Anastasia Popescu este o școală deosebită, cu oameni speciali, care pregătesc dascăl pentru generațiile viitoare. Ca liceu pedagogic noi formăm profesori, viitori dascăli. Chiar dacă nu vor rămâne cu toții, acum, imediat după finalul liceului, după bacalaureat, ca profesor, educatoare sau învățătoare, educatori și învățători, fiindcă avem și băieți, ei s-ar putea ca ulterior să se întoarcă spre această carieră de dascăl, folosind absolut tot ceea ce au învățat în perioada aceasta la liceul pedagogic. Eu am încredere că ei se vor întoarce în învățământ și vor da naștere unor noi generații minunate. Pianistul Ștefan Doniga și Orchestra Națională Radio vă invită vineri de la ora 19 la Sala Radio. Să ascultați concertul numărul 3 pentru pian, Per aspera ad astra, prin suferință către lumină, semnat de pianistul și compozitorul post-romantic ucrainean Sergei Bordkevici. Muzicianul Ștefan Doniga se află alături de noi pentru a ne spune mai multe despre acest concert, dar și despre proiectul cultural pe care îl va lansa aici, la TVR Cultural, pe 1 aprilie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Concertul numărul 3 pentru pian de Sergei Bordkevici se cântă destul de rar. De ce ați ales să-l abordați în acest concert?
E frumos spus, destul de rar, și e o veste bună dacă se cântă destul de rar, pentru că acum 15 ani l-am înregistrat în premieră mondială. Și de atunci, într-adevăr, a fost adus în atenția pianiștilor, în atenția muzicienilor și intră încet, încet în repertoriu. Intră pentru că merită. Este o muzică extraordinară. De aceea se cântă destul de rar. L-am abordat pentru că mi-a rămas în suflet. Pentru că este, într-adevăr, o creație cu un destin aparte, un compozitor cu un destin aparte, dramatic, însă convertit în artă. Și știm bine, din istoria culturii, că marile drame sunt, de fapt, mari capodopere. Așa este și acest concert. Este un concert considerat pierdut, aproape 80 de ani, o partitură compusă în 1927, publicată la Leipzig, cam atunci, cam cu vreo 5 ani înainte de ajungerea la puterea lui Hitler, de un compozitor ucrainean de origine evreiască. Vă dați seama, doar din această scurtă expunere, ce a suferit acest compozitor. I-au fost distruse partiturile, a fost interzis în sala de concert, motiv pentru care tot ceea ce a scris a trecut în uitare. Abia prin 2005, un institut de la Haga a început să-i descopere aceste lucrări. Am avut șansa să fac înregistrarea în premieră mondială acestui concert și încă unui concert și apoi să rămân foarte atașat de această personalitate, de destinul acesta extraordinar și de muzica fantastică pe care o are. Anul acesta ați prezentat un turneu național de recitaluri sub titlul Experimentul Bortkevich. Despre ce este vorba și de unde a pornit ideea? Evident, am rămas într-o relație foarte bună cu Institutul de la Haga. Cei de acolo, de fiecare dată când descoperă ceva nou semnat de Serghei Bortkevich, îmi trimit mie și am șansa să cânt unele dintre aceste lucrări în premieră mondială, cum a fost și cu aceste concerte. Am făcut un experiment. Un experiment, în primul rând, pentru public, de a înțelege arta ca mai mult decât un act estetic și, în orice caz, mult mai mult decât o formă de divertisment, de a înțelege arta ca martor al istoriei. Pentru că ceea ce a compus Bortkevich acum 100 de ani și-a depășit cu prisosință condiția. Lucrările respective și-au depășit starea de creații pianistice din momentul respectiv și-au acumulat 100 de ani de istorie dramatică prin dispariția lor, prin reapariția lor și prin simbolistica pe care iată că o câștigă și în contextul actual. Vorbim despre un compozitor ucrainean intrat în uitare din cauza unui accident istoric. Nu ne sună oarecum destul de cunoscut și în momentul de față un destin similar? Și oare redescoperit, exact, datorită unui oare incident câte istoric. Astfel de personalități au intrat pentru totdeauna în uitare și oare câte mari capodopere se pierd în momentul de față acolo de unde vine și acest compozitor, respectiv din Ucraina. Asta a fost o parte, aceasta a fost o parte a experimentului, să fac publicul să înțeleagă muzica și din punctul acesta de vedere. O altă parte a experimentului a fost faptul că am cântat acest concert cu orchestră playback, pentru că de când am făcut aceste imprimări de 14 ani, eu am păstrat versiunea de negativă a orchestrei, să spunem, pe care mi-a făcut-o orchestra cu care am imprimat, ca să pot să lucrez, pentru că nu știa nimeni cum sună acea muzică. Noi o descopeream cum descoperea, păstrând proporțiile, Champollion, scrisul de pe piatra Rosetta. A fost o muncă pas cu pas. Și de asta am numit acest turneu experiment, pentru că a fost cu totul un experiment, și tehnic, și cultural. Cine va fi dirijorul de la concertul de la Sala Radio și cum ați colaborat? Este o mare bucurie să pot să colaborez cu un dirijor atât de tânăr și atât de talentat. Un dirijor de nivel mondial, maestrul Bojan Vidanov, un dirijor italian de origine bulgară, cu care am colaborat absolut extraordinar. Ne-am înțeles foarte bine și am rezonat foarte bine și la lucruri non-muzicale aproape, de la bun început. Colaborarea cu un ansamblu de calitate și de talie a Orchestrei Naționale Radio este aproape de la sine înțeles că este o bucurie și o onoare și este o onoare pentru oricine calcă pe această scenă de oriunde din lume.
Însă pentru mine mai reprezintă ceva, mai reprezintă o foarte mare bucurie faptul că pot să colaborez cu acest ansamblu, că pot să colaborez cu un dirijor atât de talentat, pentru că nu oricine din lume se poate lăuda și nu oricine din această țară se poate lăuda cu faptul că atunci când ajung pe scena Sălii Radio sunt între prieteni. Și să faci muzică între prieteni și să faci o muzică care te definește și care a reprezentat ceva pentru destinul tău, așa cum reprezintă pentru mine Bortkevici. Eu am transformat personalitatea asta într-o marcă pentru mine. Să o faci în contextul acesta, alături de prieteni, este mai presus de orice un privilegiu. Veți colabora din 1 aprilie și cu TVR Cultural. Despre ce proiect este? Da, e un alt subiect care îmi face foarte, foarte, foarte mare plăcere. Un alt subiect pe care să-l abordăm în discuție. Este un proiect despre care aș putea să spun atât, atât de multe. Se numește Redescopere România. E un proiect pe care, da, sunt imaginile pe care noi le-am filmat timp de ani de zile. Este un proiect care a pornit sub forma unui tip de rezistență, unui tip de manifest. Este un proiect pornit în pandemie. Nu mai aveam unde să cântăm. Colaborez de 5 ani cu excepționala violonistă Diana Jipa și prin calitatea proiectelor pe care le-am făcut am reușit să impunem solicitarea noastră în foarte multe concerte, pe foarte multe scene. Cântăm cam 60-70 de concerte pe an noi, în acest duo. Imediat, în pandemie, ne-am trezit dintr-o dată cu toată agenda de concerte distrusă și a trebuit să ne gândim ce facem. Iar soluția a venit pur și simplu de la sine. Ce nu mai avea publicul? Nu mai avea turism cultural și nu mai avea acces în sala de concert. Și am zis, ok, avem marea șansă a internetului. Putem să-l folosim. Și am adus exact aceste două lucruri, turism și concert. Am plecat cu pianul prin țară, în locuri absolut superbe, exact, vrem să redescoperim prin acest proiect ce are bun și frumos România. Și nu l-am făcut gratis. De fiecare dată am propus către autorități locale aceste idei și am fost finanțați. Și am fost, numai în 2020, am parcurs 27.000 de kilometri în România. Dintr-o dată, pentru noi, pandemia a fost o perioadă extrem de ocupată, extrem de densă și foarte Ați frumoasă, continuat să faceți pentru ce că vă era place. Și foarte liber peste tot. Și după cum vedeți, am fost cu pianul pe vârf de munte, urcat cu salvamontul, în minele de la Petrila, în castrul roman de la Porolisum, în castele, pe firul, pe marginile apelor, în zăpadă. Diana a cântat inclusiv, cred că, uitați, asta este un cadru în care Diana cântă la minus 15 grade. Tot ceea ce am cântat este înregistrat live. Este înregistrat acolo. Fiind de cele mai multe ori un pian electric, se putea obține sunetul pur. Și, de asemenea, printr-un microfon de foarte bună calitate, sunetul viori. Și am cântat în toate aceste locuri. După care, toate aceste locuri au fost prezentate de oameni ai locului. Le-am pus în aproape 20 de filme, care au între 40 și 60 de minute. Și este această serie, Redescoperă România, care în sfârșit ajunge în locul în care am visat să ajungă. Și anume pe TVR Cultural. Invităm și noi pe telespectatori să urmărească acest proiect cultural. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm în jurnalul Vă mulțumesc nostru. Și iată, ne vedem de la 1 aprilie pe Sigur, TVR Cultural. Sigur, vă vom urmări. Iar noi mergem mai departe. Dacă la București ne pregătim de spectacol, la Iași, un recital de poezie greacă în acorduri de muzică bizantină a avut loc la Casa Balș cu prilejul Zilei Internaționale a Poeziei. Serata culturală a fost dedicată Zilei Naționale a Greciei, care se celebrează pe 25 martie de Buna Vestire. Poezia greacă și muzica bizantină se completează reciproc, creând o experiență artistică unică. De o astfel de experiență impresionantă au avut parte iubitorii de frumos prezenți aseară la Casa Balș.
Tineri pasionați de limba și cultura elenă, în colaborare cu membrii ai ansamblului Floralia, au susținut un recital de poezie greacă, înveșmântată în acorduri sonore create de renumiți compozitori greci. Ne-am gândit să punctăm Ziua Internațională a Poeziei cu ocazia aniversării Zilei Naționale a Greciei, care se serbează în data de 25 martie, de bună vestire. De ce prin poezie? Pentru că artele vorbesc în Grecia și muzica alături de poezie exprimă foarte bine sufletul uman și în mod special și sufletul elen. Sunt foarte bucuroasă pentru că am putut realiza acest proiect cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei. Mi-am dorit această colaborare cu Universitatea Națională de Arte George Enescu pentru că și doamna profesor este cursanta mea. Avem o colaborare frumoasă cu ansamblul Floralia și sunt fericită să sărbătorim Ziua Poeziei de Ziua Greciei. De-a lungul istoriei sale, Grecia a dat lumii mulți poeți celebri, iar poezia și muzica au fost întotdeauna o parte importantă a culturii grecești. Învăț limba greacă de 5 ani și îmi place să promovez cultura greacă. De unde această dragoste pentru limba greacă? Dragostea de limba greacă a venit chiar din gimnaziu și simțeam o foarte mare atracție pentru limbă, pentru cultură, pentru muzica grecească. Serata culturală a fost organizată de Lectoratul de Neogreacă din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, în parteneriat cu ansamblul Floralia al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Mai sunt câteva zile în care operatorii culturali pot depune proiecte în cadrul actualei sesiuni de finanțare prin AFCN. Am invitat-o în Jurnalul Cultural în această seară pe doamna Carmen Constantin, coordonator Birou Management Proiecte, care este în măsură să ofere toate detaliile necesare celor interesați. Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Întotdeauna mă bucur să vorbesc despre administrația Fondului Cultural Național și despre ce facem noi acolo. Vă rog să ne prezentați ariile tematice în care se pot încadra proiectele depuse în această sesiune. Da, mai sunt încă 7 zile până pe 30 martie 2023 în care pot fi depuse pe platforma fcn-proiecte.ro proiecte pentru arte vizuale, pentru teatru, pentru muzică, dans, artă digitală și noile medii, intervenție culturală, educație prin cultură, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, promovarea culturii scrise și proiecte cu caracter repetitiv, unde intră și festivaluri și tot felul de lucruri care, frumoase, care se întâmplă în mod recurent. Ce condiții de eligibilitate trebuie să aibă în vedere operatorii culturali interesați? Operatorii culturali interesați trebuie să fie constituiți ca persoane juridice, în primul rând, și apoi să aibă o contribuție proprie din surse proprii sau din alte surse de finanțare de cel puțin 10% din totalul proiectului pentru care solicită finanțare. Ne puteți spune câteva cuvinte despre proiectele finanțate în prima sesiune? Da, proiectele finanțate în prima sesiune, care s-a desfășurat în mod procedural anul trecut, începând cu luna septembrie, au început să se desfășoare din ianuarie. Sunt 250 de proiecte pe ariile tematice pe care le-am menționat mai devreme și în plus cu rezidențe de creație și chiar proiecte, programe multianuale, care sunt programe de mai mare întindere pe 2 ani de zile, încep anul acesta în 2023 și merg până în 2024. Mai sunt câteva zile de înscrieri. Câte dosare s-au depus până acum? Da, sunt peste 400 de dosare și așteptăm în continuare. Avem bani, așa că vă așteptăm cu proiecte interesante. Și așa cum spuneam și în studenție, prima condiție să iei un examen este să te prezinți. Așa că îi încurajez pe toți operatorii culturali care au idei de proiecte să intre pe platforma noastră. Este o platformă prietenoasă, avem și o animație care îi poartă prin toți pașii
necesari completării proiectului și cu siguranță vor ajunge cu bine la sfârșit și apoi vor veni emoțiile așteptării rezultatelor. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, le dorim succes celor care vor să se înscrie pentru finanțare și vă mai așteptăm aici să ne vorbiți despre proiectele. Cu siguranță, în luna mai vom avea lansarea sesiunii de proiecte editoriale, așa că vom fi aici cu tot felul de informații interesante. Vă așteptăm și atunci. Iar noi mergem mai departe. Vorbim despre teatru, mai ales că se apropie Ziua Mondială a Teatrului. Luni, 27 martie, TNB ne invită să luăm parte la un eveniment care e în felul său o premieră. Se încheie un proiect de restaurare care s-a aflat în centrul preocupărilor specialiștilor din mai multe instituții muzeale în ultimii 3 ani și o nouă pagină din istoria muzeului TNB se deschide odată cu vernisajul expoziției inovative cu bunuri culturale restaurate din colecția Muzeului Teatrului Național București. Vă invităm mai întâi să vedem un scurt material, o invitație lansată de organizatori. De Ziua Mondială a Teatrului, Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la conferința de închidere a proiectului Expoziție Inovativă cu bunuri culturale restaurate din colecția Muzeului TNB, proiect finanțat prin granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului RoCultura. Conferința va avea loc în foaierul de la etajul 1 al sălii Ion Caramitru a TNB, începând cu ora 13 și va fi urmată de la ora 14 de vernisajul Expoziției Inovative. Pentru a discuta despre acest eveniment și semnificația sa, am invitat-o alături de noi în studioul Jurnalului Cultural pe doamna Anca Roxana Constantin, șef serviciu marketing și relații publice al TNB și totodată responsabil de comunicare al proiectului. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Cum a decurs acest proiect care s-a bucurat de finanțare internațională și de participarea unor parteneri de prestigiu cu experiență în restaurare? Da, proiectul a început în februarie 2020, a trecut printr-o perioadă destul de dificilă despre care știm cu toții, perioada pandemiei, iar după aceea am avut și 2 decese ale managerilor instituției, mai întâi domnul Ion Caramitru, care era managerul Teatrului Național și apoi imediat și directorul adjunct al teatrului, Ioan Onisei, care era și managerul proiectului nostru. Dar, mă rog, am trecut peste aceste etape mai dificile. Proiectul a fost suspendat o perioadă de 4 luni, dar a continuat și iată că am ajuns aici la momentul de final al proiectului. Cum deja telespectatorii au aflat, pe 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, va avea loc la Teatrul Național din București conferința de închidere a proiectului, unde vor fi invitați, într-adevăr, toți cei care au fost partenerii Teatrului Național în acest proiect, mai exact reprezentanții Muzeului Național de Artă al României, Muzeul Militar Regele Ferdinand I, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti și Biblioteca Națională a României. Acești parteneri au contribuit prin laboratoarele și secțiile lor specializate de restaurare la restaurarea unui număr de 38 de obiecte de bunuri culturale, reprezentând costume vechi ale actorilor care au urcat pe scena Teatrului Național și documente și artefacte, afișe ale spectacolelor, obiecte care au aparținut actorilor și așa mai departe. Câteva vorbe despre istoria acestui muzeu. El a apărut în 1938, a fost menținut, să zic așa, în viață de un important om de teatru care s-a ocupat de aceste obiecte să le adune, să le strângă, să le colecționeze și să păstreze această idee de muzeu, de reprezentare a istoriei Teatrului Național și nu numai, pentru că e vorba până la urmă de teatru românesc și de istoria lui, și anume George Franga, care a fost și actor, dar în ultima perioadă a vieții sale a fost bibliotecar al Teatrului Național și care a ținut foarte mult la toate aceste obiecte și iată, ideea lui și visul lui s-a împlinit abia acum. Noi sperăm ca acest muzeu să intre rapid în circuitul expozițional. El nu se va deschide în totalitate acum, este un lucru important de spus. Este doar o expoziție cu bunurile restaurate
în cadrul proiectului, proiect finanțat prin granturile SE 2014-2021, în cadrul programului RoCultura, care este administrat de Ministerul Culturii. Care au fost cele mai mari provocări ale acestui proiect? În primul rând, aceste perioade și momentele despre care deja am vorbit au fost momente de, mă rog, în proiecte, cei care lucrează în proiecte finanțate din fonduri europene știu că sunt o grămadă de documente care trebuie făcute. În momentul în care se schimbă, să zicem, managementul proiectului, durează, există o perioadă de modificare a documentelor, de acceptarea noilor condiții și așa mai departe. Nu am avut probleme foarte mari din punct de vedere al restaurării, pentru că partenerii noștri au fost foarte prezenți și, bineînțeles, cu experiența pe care o au, au reușit să facă toate aceste lucruri în condițiile cele mai bune. Surpriza, sau mai bine zis, obiectul principal al expoziției noastre este o roche care a aparținut reginei Maria a României și care a fost restaurată la Muzeul Național de Artă al României și care este un, să zic așa, costum, un element foarte important din această expoziție și care a necesitat cea mai mare atenție și cea mai lungă perioadă pentru restaurare. Nu vreau să spun foarte multe despre această rochie, vă spun doar un amănunt important, că talia rochiei are 60 de centimetri. Deci, atât avea Regina Maria, da, în talie. Deci. Este o rochie cu broderie și pe care îi invit și vă invit de asemenea și pe dumneavoastră să o vedeți în expoziție. Ea va fi de fapt punctul de legătură între costumele de teatru și ideea de casă regală, de royalitate, de tot ceea ce înseamnă, să zic așa, partea cu rang a istoriei noastre. Ne-am gândit că personajele pe care de multe ori actorii le interpretează și mai ales în dramaturgia națională, în spectacolele care țin de perioade mai vechi ale istoriei noastre, cum ar fi, de exemplu, Apus de Soare. Avem costumul lui George Calboreanu, care, în care el îl juca pe Ștefan cel Mare. Deci această paralelă între spectacolul de teatru și viața reală este chiar reprezentată de acest element principal al expoziției Rochia Reginei Maria. Sperăm ca, v-am spus, să avem cât mai mulți vizitatori. Cât timp va putea fi vizitată expoziția? În cadrul proiectului, perioada de sustenabilitate, deci de menținere în muzeu a acestei expoziții, este de 5 ani, prevăzută în proiect. Dar în acești 5 ani noi ne-am dori, dacă bineînțeles vom mai reuși să aplicăm și să obținem finanțare sau dacă vom obține, știu eu, sponsorizări sau ajutori din partea celor care sunt interesați de aceste, ca aceste lucruri să existe și să rămână în viață, avem nevoie de mult mai multe fonduri, mult mai mulți oameni acolo. Noi avem acum, în cadrul muzeului, doar un muzeograf și un restaurator. Sunt colegele mele care, la această oră când noi vorbim, lucrează pentru pregătirea expoziției. Mi-au trimis, acolo. Mi-au trimis chiar și când eram în drum spre dumneavoastră o fotografie foarte frumoasă. Deci n-au plecat încă din teatru și cred că următoarele zile, până luni, ele se vor muta la Teatrul Național. E vorba de Mihaela Verman, care s-a ocupat de aproape și de derularea proiectului, și de Beatrice Păruș, care este restaurator și care este, ambele sunt și curatori ai acestei expoziții. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes. Mulțumesc, în tot ce v-ați propus. Doar să nu uit să reiau ideea că îi invităm pe telespectatori la ora 14, când este vernisajul, deci prima, pot fi printre primii care vor vedea această expoziție, și mai răpesc câteva secunde pentru a vă spune că pe 24, mâine seară, avem o premieră oficială a unui spectacol
numit Călătoria, în regia lui Dan Puric, cu o distribuție destul de mare și care poate e important pentru telespectatori. Și pe 25, imediat, în seara următoare, avem o altă premieră. Este vorba de piesa Cuvântul Progres, rostit de mama, sună teribil de fals, în regia lui Botond Noghi. Este un spectacol, să spun așa, provocator, care sunt convinsă că va face valuri în lumea teatrală. Da? Și știu că l-ați invitat pe regizor mâine seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă invit și vă aștept la muzeu luni de Ziua Mondială a Teatrului. Și vom da imagini în jurnalul de luni seara. Mulțumesc. Iar noi continuăm știrile. Teatrul de stat din Constanța este una dintre cele mai active instituții de cultură din orașul de la Malul Mării. Cu o mare deschidere către proiecte actuale, teatrul și-a propus accesibilizarea unor producții proprii pentru persoane cu dizabilități. Prima piesă este Logodnă relativă, la care sunt invitate persoane cu deficiențe de auz. Logodnă relativă este o comedie de situație spumoasă și dinamică, jucată de 4 personaje. Piesa a avut premiera la începutul acestui an, iar conducerea teatrului a considerat că se pretează perfect pentru accesibilizarea către surzi. Cred că e foarte important ca teatru, ca și celelalte forme de proiecte culturale, ca serviciu public, mai ales vorbim despre instituțiile culturale care oferă servicii publice din subvenție publică, să se deschidă către toate categoriile sociale. Și în acest sens ne-am gândit ca spectacolele Teatrului de Stat Constanța să fie accesibilizate. De data aceasta începem cu persoanele cu deficiențe de auz. Fac parte din comunitatea locală, trebuie să facem tot posibilul să fie integrate. Lena Lazar Termengiu este unul dintre puținii noștri specialiști în limba semnelor române și a acceptat cu bucurie invitația teatrului din orașul său natal. Aș vrea să mulțumesc Teatrului de Stat din Constanța pentru că de la ei a venit propunerea. În momentul în care mi-au propus lucrul acesta, chiar dacă eu am plecat din Constanța de mult timp, am spus da, pentru că știu cât de important este accesul la cultură. Proiecte au mai fost în țară, am făcut eu însă la Notara acum 3 sau 4 ani, dar au fost punctuale. Am mai făcut colega mea la Craiova, la Cluj, la Timișoara, a mai fost, dar câte o piesă. Aș vrea ca la un moment dat să ajungem ca absolut toate spectacolele din repertoriu să aibă și o variantă de traducere pentru persoanele cu deficiențe de auz. Psihic este destul de obositor, pentru că în această piesă vor fi 4 actori, 4 personaje. În mod firesc, ce am văzut eu că se întâmplă în teatru mut sau teatru cu accesibilizare pentru surzi, se face atâția interpreți câte personaje sunt pe scenă. Din păcate, în România nu suntem prea mulți și atunci eu o să fiu 4 într-unul. E greu, dar e foarte frumos. Satisfacția este mare în momentul în care vezi persoanele surde că primesc ceea ce primim și noi în mod normal, adică le oferim normalitate din punctul meu de vedere. Totodată, Teatrul din Constanța consideră că asemenea proiecte de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități e cazul să existe din ce în ce mai des. Începând cu data de 25 martie anul acesta, Teatrul de Stat din Constanța vă așteaptă în fiecare lună la o piesă de teatru dedicată persoanelor cu deficiențe de auz. Dar de la teatru trecem la film. Vorbim în cele ce urmează despre Arhiva Activă, o șansă unică pentru publicul din București de a vedea unele dintre cele mai importante filme de cinematecă, producții care au marcat istoria cinematografiei mondiale, toate capodopere și unele extrem de rare. În total, 19 filme din patrimoniul cinematografic păstrat în Arhiva Națională de Filme vor putea fi văzute la Cinemateca Eforie până în luna iunie sub genericul Amour Fou, Iubirea Revoluție. Le avem alături de noi pe regizoarele Teona Galgoțiu și Laura Săvuțiu, parte din echipa proiectului Arhiva Activă. Bună seara și bine ați venit! Mulțumim! Chiar duminica aceasta are loc o nouă proiecție la Cinemateca Eforie. Despre ce film este vorba? Duminica vor fi 2 filme, va fi un double bill cu un film de la ora 17, un film de Carl Theodor Dreyer, Michael se numește, din 1926. Este destul de rar să se vadă filmul ăsta la cinema. Cel puțin eu, de când merg la Cinemateca, nu l-am văzut până acum. Iar apoi o să continuăm cu un film tot din Germania, din 1931, Fete în uniformă, regizat de Leontin Sagan, după care o să urmeze o discuție despre cele 2 filme.
De ce Iubirea Revoluție? De ce ați ales acest generic pentru ediția din 2023? Păi totul a început de la suprarealiști, care erau foarte atrași de această idee de iubire nebună. Și asta a fost și prima noastră proiecție. Am prezentat Câinele Andaluz și Vârsta de Aur de Buñuel, în colaborare cu Salvador Dalí. Și pe lângă asta ne-am gândit că iubirea nebună vine ca un contrapunct destul de bun în contextul în care trăim acum, care nu e poate cel mai luminos și poate lumea nu se concentrează neapărat pe trăirile astea pozitive și legate de iubire și așa mai departe. Și cred că, adică sunt sigură că filmele astea au o anumită efervescență care poate să declanșeze ceva în public și nu neapărat într-un mod escapist, ci și chestionează ideea de iubire nebună, dar în orice caz aduce o energie foarte, foarte mare. Ce alte filme mai pot vedea oamenii la Cinemateca Eforie? Cel puțin în programul acesta, Amor Fu, am încercat să aducem împreună filme cumva din toate deceniile, începând cu 1910 și terminându-se în 1990 și de pe cât mai multe continente. Avem Cuba, Japonia, Marea Britanie, SUA și așa mai departe. Noi, pe lângă acest program, mai avem și alte programe în Arhiva Activă. Avem cinevarietăți prin care încercăm să accesibilizăm filme mai puțin cunoscute din Arhiva de Filme Românești a Arhivei Naționale. Sunt filme care pot fi văzute pentru prima dată după mulți ani la Cinematecă. Unele le digitalizăm special pentru proiecțiile acestea. Și pe lângă asta, alte retrospective de autori dedicate exclusiv autorilor. Sunteți foarte tinere și aș vrea să întreb ce au de câștigat tinerii dacă vin la Cinematecă? Păi, aș putea să vorbesc din propria experiență. Când mă duceam la, era pe atunci cineclubul Film Meniu, care în continuare există, și eram în liceu și mergeam la proiecțiile astea și după aia stăteam la discuții și pentru mine a fost o școală în sine, pentru că, de fapt, ce încercăm să facem prin discuțiile astea e să le valorizăm, adică să fie la fel de important să participi la discuție cât să stai la film, pentru că contextualizăm filmele, intrăm în contact cu publicul și pare că filmele de la Cinematecă sunt din nou considerate cool, adică avem un public foarte tânăr, evident ne ajută și platformele astea de socializare, Instagram, TikTok, și așa ajungem cel mai ușor la generațiile noastre și un pic mai mici. Aveți și niște dezbateri pe lângă vizionare. Da. Despre ce este vorba și cu ce ajută aceste discuții cu publicul? Dezbaterile din urma filmului? Da. Păi suntem de cele mai multe ori doi din echipa Arhiva Activă și uneori avem și un invitat și o invitată și practic e o discuție despre filmul sau filmele pe care le-am vizionat și după aia deschidem discuția publicului pentru orice fel de păreri sau întrebări și cred că aia e partea cea mai interesantă când se creează contactul ăsta. Ce feedback aveți din partea publicului? Eu aș zice că foarte variat, adică nouă ne place și când sunt oameni care, nu știu, nu sunt neapărat de acord cu ceva din film sau nu le place, că atunci devine discuția așa foarte antrenantă. Și evident că sunt și persoane cărora le plac filmele foarte mult și mai degrabă, da, adică împărtășesc asta cu noi. Și publicul e foarte variat ca vârstă și de aici probabil se variază și discuțiile, că sunt perspective diferite. Și încercăm să normalizăm discuțiile după film. Da. Noi la TVR Cultural spunem să știm, să fim. Voi spuneți să film. De ce și ce aduceți nou cu acest concept? Să film este un alt program care face parte din Arhiva Activă. Momentan, în ultimele luni, nu a mai fost chiar atât de activ, dar o să îl reluăm în continuare. Să film se focusează mai mult pe cineaști tineri și cineaști contemporani din România. Și am avut anul trecut foarte multe proiecții cu filme care sunt recente, fac parte din patrimoniul recent.
De aici vine. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Sper să aveți cât mai mulți vizitatori la Cinematecă și vă mai așteptăm aici și cu alte proiecte. Mulțumim. Iar noi încheiem aici ediția de astăzi a Jurnalului Cultural cu evenimente ce anunță un sfârșit de săptămână bogat. Vă dăm întâlnire și mâine, tot la TVR Cultural, de la ora 21. Seară frumoasă!